Mamă, stai să vezi ce... Băi, deci cred că în momentul în care o să zic că am venit acasă și am pizza, deci Andrei 100% o să sară pe mine. Dar până la urmă am zis, bă, hai să-mi fac și o cinste. Andrei, am ajuns și am luat pizza. Andrei? Andrei? Unde ești, bă? Bă, Andrei, coboară, bă, că am ajuns. Bă, de ce nu zice nimic, efectiv? Bă, Andrei, ha, bă, că am luat pizza, e fresh, e caldă. Bă, Andrei, ce faci, mă, unde ești? Andrei, bă, Andrei, ce faci, mă, ce, mă, ce, deschide, mă, am luat pizza, gen, am venit cu pizza. A, ok, super, mersi. Cum adică, gen, mersi, dă-mi și mie? Poftim, da, ai și să mâncăm, că nu, gen, cum mâncăm de obicei, adică, bă, ce faci, bă, mă, ce... Mă, ți-ai luat telefon? Da? What? Adică ți-ai luat tu telefonul ăsta? Că pare destul de scump, ia stai puțin. De când ai tu împreună în bani de așa telefon? Și cu cine? Bă, Andrei, hai mă că am luat pizza. E ieftin. Hai că am luat pizza, hai să mâncăm. Și stai cu ochii în telefonul ăla. E 7000 de lei? Cât, bă? Bă, Andrei, hai jos. Hai să mâncăm. Ok. What the f... Ok, nu înțeleg de ce stai cu ochii în telefonul ăla non-stop, efectiv. Hai să mâncăm. Bă, nu vezi că nu vezi. Doamne, nu vezi pe unde mergi pe scări. Mai ia-ți ochii din telefonul ăla. Ah, bă, ce bun a fost pizza asta. Bun, acum Andrei, hai să mergem la bancă, pentru că știi ce avem de făcut. Trebuie să facem creditul ăla, din păcate. Dar lasă că o să-l plătim noi. Hai să mergem, hai să... Bă, eu nu vin, poți să-l faci tu? Bă, eu nu pot veni. Bă, ce mă? Stai, cum adică nu? Bă, Andrei, ce... Bă, stai puțin, băi. Bă, stai, mă, bă. Andrei, stai puțin, băi. Deschide ușa. Andrei, vino mă la ușă. Bă, frate, ce vrei? Deschide ușa asta. Cum adică, mă, să nu vin? Adică trebuie să mergem amândoi. Știi ce, tot stai cu ochii telefonul ăla, că nu înțeleg. Efectiv. Bă, lasă-mă că am niște treabă. Bine, mă, bă, fițiar telefonul, bă, și-a luat omul meu telefon, gen. A descoperit omul telefonul. Ok, bine, în fine. Presupun că o să mă luc singur. Ok, deci nu știu care e faza cu Andrei și telefonul ăla, de tot stă pe el non-stop, adică nici măcar nu înțeleg ce face. Dar ideea e în felul următor: am terminat treaba, iar acum o să merg acasă și vreau să-i pregătesc un prank lui Andrei, ca să mai lase telefonul ăla. El în momentul de față este la dentist, pentru că are o programare, deci clar nu este acasă. Așa că o să mergem până la el în cameră și hai să vedem ce o să facem. Deci efectiv nu o să mai stea pe telefon niciodată, efect... Bă, Andrei, ce faci, mă? Bă, tu n-aveai programare la dentist? Ce? Cum adică ce? A, da? Bă, frate, omul meu a uitat. Na, nu mai contează. Bă, unde mergi, mă, bă, stai. Nu e cam târziu, gen? Adică la dentist? Păi da, dar nu e cam târziu? Nu e? Aveai programare acum ceva gen 10 ani sau ceva de genul. Ok. Bă, Andrei, dar stai puțin. Nu crezi că ai vrea să lași telefonul când te urci la volan, gen? Adică zic și eu doar? Da, la volan îl las, dar îl iau cu mine. Ok, bine, ai grijă, presupun ai că-ți deschid ușa de la garaj. Na. Nu, eu n-am încredere în omul ăsta, eu o să-l urmăresc cu bicicleta. Uite-l și tu, uite-te și tu cum merge, 100% asta pe telefon și când conduce. Bă, dar ce are, mă, cu telefonul ăla, că nu înțeleg. Na, uite-te și tu la el. Bă, ce face, mă? Doamne, bă, era să intre. Doamne, ferește. Nu, deci eu îl urmăresc pe omul ăsta ca 100%. Băi, stai. Bă, frate, pe unde o iau omul ăsta? Uite, că stă în telefon. Ce face, băi, intră pe la card? Doamne, bă, s-a nebunit la cap. Bă, doamne, stai, bă, Andrei, oprește, bă. Doamne, omul e nebun. Omul nu e sănătos. Bă, Andrei, ce faci, mă, bă, fiți-ar telefonul. Stop, oprește-te, Andrei. Andrei, ce faci aici? Cum adică eu ce fac aici? Tu ce faci aici cu telefonul? Unde sunt? Doamne, ferește! Bă, Andrei, fițiar telefonul că a intrat pe zona de karting cu mașina, ai nebunit? Eu îl urmăresc cu asta de kart, că e mult mai rapidă. Bă, deci omul cred că face accident dacă mai... Ia uite-l! Bă, a intrat în apă! Doamne, nu
stați la telefon și conduceți în același timp că ia uite ce se întâmplă. Bă, ce faci, bă? Ce faci, bă? Bă, nebunule, bă, te negi, doamne. Bă, ajutor, nu știu să not. Păi lasă telefonul ăla și vino aici, hai. Hai că te duc eu la mal, hai, mergi, mergi. Bă, lasă-mă telefonul, nu vezi că te negi, omul meu. Stă pe telefon și că se neacă, mergi, bă, la mal. Ce te uiți, mă, așa, Mira, la telefonul ăla? Era să mur din cauza lui. Bă, mi s-a stricat de la apă. Ce bine pare. Este, mă, bă, doamne. Ia stai că mi-am amintit că mi-am luat mai multe. Ce, mă? Ce, mă? Ai de capul meu. Andrei, mai lasă și tu telefonul ăla că suntem onori și se uită toată lumea la noi. Mai ales Ioana. Ce te uiți, Ioana? N-ai mai văzut artiști sau ce? Bă, Andrei. Mă, Andrei, tu m-auzi, mă, Carmo? Bă, suntem în ultima bancă, calmează-te. Da, și asta nu înseamnă că nu te vede nimeni. Bă, se uită efectiv toată clasa la noi. Andrei, lasă telefonul, o să ți-l confiște. Nu? Bine, ok. Să nu spui că nu te-am avertizat. Doamna, Andrei stă pe telefon. Andrei, uită-te lângă tine. Dă-mi telefonul acum, este interzis să folosești dispozitive mobile în timpul orelor de curs. Ai încurcat-o, prietene. Hai să te văd cum o scos pe asta. Imediat, doamna, stați puțin. Și omul se uită înapoi pe telefon. Bă, ești chiar nerușinat? Doamna, ia că acum încearcă să-și ia telefonul. Poți să-mi iau telefonul acum? Nu, telefonul îl primești la sfârșitul săptămânii? Ce, mă? Andrei? Andrei, potolește! Andrei! Andrei, nu din nou! Doamnă! Am mai discutat încă o dată chestia asta. Discutăm din nou. Vă rog, scuzați-l, nu-l exmatriculați. Știu că am mai făcut așa, dar... Andrei, ești un nesimțit! Ia zi, mă, Andrei, cum e viața fără telefon acum, a? Cum e? Nașpa? Da, da, așa zic și eu. Bă, cam încerc să-ți faci schema asta cu skate-ul de vreo oră. Eu zic să te cam lași. Da, auzi, mă, ia zi-mi, ce tot faci tu pe telefonul ăla? Că nu cred că te joci Angry Birds mereu, sincer. Bă, ai văzut? Ce, mă, ți-ai ieșit schema? Da, da, la mișto. Da, auzi, ia nu mă mai ignora și ia vino puțin. Ia zi-mi tu mie, ce faci pe telefonul ăla mereu? Că, din nou, nu cred că te joci Angry Birds mereu. Adică, bă, ia zi, care-i faza? Ideea e că e destul de serios. Opa, vorbesc cu cineva? Ok, stai puțin, bă, alo, domnul skater, bă, ia dă-te jos. Cu cine cineva? Pot să știu și eu? Cu fata aia, Bianca! Bă, stai puțin. Ok, presupun, ok, la asta nu mă așteptam. Ok, dar de ce râzi? Păi râdeam și așa, adică, na, ce, n-am voie să râd, lasă-mă. Bă, omul a plecat, ești nebun. Ok, deci Andrei 2010, lui Andrei îi place de Bianca, bro, wait, stai, trebuie să am mai multe chestii. Bă, ia stai puțin, alo, unde ești, bă, skater, ia vino puțin. Hai să-i pregătim o surpriză lui Andrei 2010, pentru că practic am primit telefonul lui de la doamna directoare și acum trebuie să-i dau înapoi. Sunt curios cum o să reacționeze. Andrei, ce faci? Ce faci, bă? De ce ești supărat? Andrei, ce ai, mă, de ești supărat? Ce s-a întâmplat? Lasă-mă. Bine, te las atunci. Te las, da, ce să-ți fac, te las, hai. Voiam doar să zic că ți-am adus telefonul, dar mă rog, nu mai contează. Hai, pa. bă, dă-mi-l. Da, Andrei, am vorbit cu doamna directoare și ia uite ce mi-a dat. Ia uite ce am primit eu, mersi. Dă-mi-l. Nu. Hai să zic de ce nu ți-l dau. Ți-l dau cu o singură condiție. Bă, o condiție. Zi, dacă promiți că o să fii mai prudent și nu o să mai stai pe telefon în toate situațiile și o să fii mai atent la ce se întâmplă în jurul tău și nu o să mai stai pe telefon la volan și toate cele. Și ți-l dau. Promit. Dar promite.
Da, da, promit, promit. Ok, perfect. Nu o să mai stau. Ok, gata, perfect, poftim. Bă, Andrei, ne prăbușim, bă, nu mai stau pe telefon. Doamne, bă, dar ai făcut o promisiune, omule. Bă, da, mult mai târziu, Andrei, ăsta m-a zis că mâncăm o pizza și... What? Yo? What's up? Bă, Andrei, stai puțin. De când ai hainele astea și de când vorbești așa, gen? Și de când intri cu skate-ul în pizzerie, gen? Andrei, stai puțin, ce se întâmplă? Gen, observ o schimbare la tine. Am zis că e nevoie să fiu mai atent la stilul meu și stilul tău... Am adoptat un nou stil? Mă port mai diferit? Știi ce zic? Bro... Ce? Cum adică în viața mea... Mănânci mere! În viața mea nu te-am văzut mâncând un fruct! Dar ce, știi că ai venit la pizzerie, nu? Adică mâncăm o pizza, că de-aia ne-am întâlnit aici, nu? Adică de-aia am zis că luăm cina împreună, nu? Au și fructe și legume? Da, cred, dar nu mănânci pizza, gen? Nah, e demodată! Și na, spre deosebire de tine am început să-mi pese mai mult de cum arăt. Adică ce vrei să... Andrei, ce se întâmplă cu tine, frate, efectiv? Andrei, cred că poți să comanzi a venit chelnerul, gen... Yo, what's up? Ce... Bro, de când vorbește omul meu așa, gen, efectiv? Dă-mi și mie ceva sănătos? Ok... Da, Andrei, nu știu de când, nu știu de cât, și aici la băiatul o pizza, da, la mine pizza, la băiatul ăsta care nu are grijă de cum arată. Ok, Andrei, îmi poți explica și mie de ce m-ai adus pe o barcă, gen, ca să mergem pe o altă barcă? Adică, ce se întâmplă? Îți explic imediat? Ok, bine, cum zici tu? Ok, bun, care-i faza? Ce se întâmplă? Unde mergi, gen? Stai, wait a second, mă, ce... Wow, ok, ia loc. Bă, ce barcă. What, ia ta, gen? Ce se întâmplă? Vrei un suc ceva? Nu, e ok. Zim, de ce m-ai adus până aici? Adică, care-i faza, gen? Domnule Andrei 2010, ok, ia loc, deci. Nu, stau aici, e ok. Zi, care-i faza? Ok, vreau să tratezi asta cu seriozitate. Bine, domnul, serios, gata. Cu cea mai mare seriozitate o tratez, nu-i nicio problemă. Știi tu, îmi place de tipa asta Bianca. Deci efectiv recunoști. Cum, bă, oh my god, ok. Asta e. Aolea. Te rog să nu te mai comporți ca un copil de 12 ani să tratezi cu seriozitate. Ok, în fine, vreau să mă ajut cu ceva. Da, mă, zi, cu ce, zi? De ce m-ai chemat până aici? Zi odată, că deja mă enervezi. Vreau să pregătesc întâlnirea perfectă. Bro, în primul rând, și vreau să mă ajuți. În primul rând, de ce scrii cu punct? De ce scrii corect gramatical? De ce ai haine șmechere? De ce nu mai mănânci pizza? De ce? Ce se întâmplă? Evoluez. Ok? Da, ce... Și în plus, recent am început să merg la meditații la română. No, tu nu știu cine ești, bă, unde ai 3-2010, nu! Ok, cu ce te pot ajuta? Doar spune-mi, domnule, prietenul meu, că te pot ajuta. Ok, încetează cu prostile și ajută-mă să plănuim întâlnirea perfectă. Ok, am închiriat barca asta, wow, ok, deci tu chiar ai închiriat barca asta, ok, tare, n-am ce să zic. Nu știu cum ar arăta întâlnirea perfectă, dar știu că, mă rog, tu te pricepi. Da, mă rog, da, te rog să mă ajuți, da, știu, da, normal că mă pricep, că, da, la câte iubite am avut și așa, da. Într-adevăr, ai ajuns la persoana potrivită, poți să te anunț că, na, până la urmă, da, mă, bine, Andrei, hai. Pot să te ajut și pot să te ajut să faci întâlnirea perfectă. Putem plănui. Hai să-i dăm bătaie. Mai folosești calculatorul ăsta? Ok, mulțumesc, prietene. Hai să-ți arăt.